Fraților, s-a terminat prima săptămână de menținere și m-am gândit să filmez așa câteva lucruri pe care le-am mâncat săptămâna aceasta, câteva antrenamente și m-am gândit, haideți să facem și un clip, să pun toate filmulețele cap la cap în ordine cronologică, exact așa cum am obișnuit în seria Oto slăbește, chiar dacă nu mai sunt la slăbit și sunt la menținere. Anunț pentru toți mincinoșii și pentru toți cei care distorsionează adevărul. Ursul vostru este pregătit să se ia la trântă cu absolut oricine face acest lucru și să vă expună public. Așa că aveți grijă data viitoare. Neața, neața, fraților, ia uitați, am terminat aici și borcanul acesta de rapiță, după ce l-am terminat și pe ăsta mare, mi-am făcut o cafea, avem suplimente apicole, o să lucrez acum la clipul cu greșeli în fitness, cu Angel Fitness, să vedeți ce greșeli are în fitness. Mă gândesc tare mult să fac un clip la greșeli în fitness despre Mihaela Bilic, pentru că am găsit o postare pe Facebook în care dânsa susține că mierea de rapiță, de fapt nu, mierea în general, îngrașă mai mult decât zahărul. Culmea, tocmai ea spune în postare că zahărul are mai multe calorii decât mierea, dar cu toate astea spune că îngrașă mai mult. Extraordinar de multe aberații găsiți pe net. Așa că aveți grijă de unde vă luați informațiile, fraților. Pentru că eu am slăbit cu produse apicole, cu miere, am slăbit 40 de kilograme. Ia să vedem, am coborât la masă. Ce-a făcut maică-mea aici? Avem un dovlecel copt, peste care voi pune niște miere. Asta o să fie desertul. Avem salată de roșii, dar mi s-a cam luat de salata asta de roșii. Avem salată de ardei copți. Ăștia sunt super buni. Avem salată de varză. Câte salate ai făcut? Trei salate? Așa. Avem piure. Ia uitați, piure foarte bun, e preferatul meu, îmi place foarte mult, adică piureu. Și aici avem ficăței la tavă, la cuptor. Și am zis lui maică-mea să pună niște sos de roșii și usturoi. Să fac așa un sos să meargă peste piure. Abia aștept să mănânc. Poftă bună tuturor! Fraților, mă pregătesc să plec la sală și o voi mânca înainte de sală
suplimentele mele apicole, un api complet, voi mânca două lingurițe, voi mânca câteva bobițe de păstură, cam o linguriță așa, și vreau să-mi fac și un sirop din ăsta de cătină cu miere, pentru că este foarte, foarte bun. Are cea mai multă vitamina C din lume cătina și în combinație cu mierea îmi dă o energie fantastică. Bine, și api completul conține pulpă de cătină, conține miere, conține și păstură și polen. Asta e foarte bun pentru toate lucrurile, pentru toate bolile, pentru o grămadă de afecțiuni, adică, și are și multă proteină, pentru că păstura are foarte multă proteină și mă ajută la dezvoltarea masei musculare. Acestea sunt suplimentele mele și apoi voi pleca la sală. Avem aici în mașină o comandă pe care o voi duce acasă la niște clienți de-ai mei. Avem două borcane de miere cu nucă, miere de salcâm cu nucă. Ia uitați ce fain arată și sunt foarte, foarte bune. Și trei siropuri de cătină, bineînțeles. Pentru că sunt cele mai bune siropuri acestea și au foarte multă vitamina C, sunt foarte bune pentru imunitate. Și aici două odorizante, auto cadou din partea noastră. Să le consumați cu plăcere. Ciorba asta. Băleu. De la blitzul ăsta se vede așa grăsime, dar nu are grăsime mult, vă zic. A, cu costiță, ce-mi place mie mai mult.
MSBO. Mămăligă, smântână, brânză și ou. Hai să băgăm. Și felul principal, avem aici câteva sarmale, cred că 4, tot așa cu mămăligă, și cu ardei iute din ăsta nuțet. Abia aștept să mănânc. Poftă bună tuturor dacă sunteți și voi la masă. Doamne, cât de mult îmi place mâncarea asta tradițională, frate. Ia uitați, lingura perfectă. Furculița perfectă, adică. Este genială, nu știu. Mâncare tradițională, fraților, românească. Îmi place cel mai mult mâncarea asta. Ia uitați-vă, fraților, cum am mâna. Mi s-a tumefiat pe aici, vedeți? Movul ăsta? Sunt vase sparte, probabil. Habar n-am ce sunt, că am tras cu greutăți foarte mari. Exceptând astea de aici, cum se numesc, bășicile astea. Ia uitați, m-am lovit și aici, dar nu contează. Trebuie să tragem tare de tot, fraților, la antrenament. De-aia nu creștem în masa musculară. Iar dacă vreți mai multe sfaturi, uitați-vă la clipul de astăzi pe care l-am pus cu Angel Fitness. Uitați-vă până la sfârșit, că la sfârșit vă dau niște sfaturi foarte tari de ce nu creștem în masa musculară. Trebuie să luăm banii aia, fraților. Dacă nu știți despre ce vorbesc, uitați-vă la clip, pentru că este foarte, foarte tare. Fraților, mă pregătesc de sală și o să-mi fac acum un sirop de cătină, pentru că o să plec în curând la sală și am nevoie de energie. Este siropul nostru de cătină cu miere și cu pulpă de cătină, presată la rece, bineînțeles. Și o să-l fac cu apă minerală. Este ceva extraordinar. Ia uitați cum se face. Câtă spumă. Îl voi amesteca un pic cu lingurița și vă garantez că este foarte, foarte bun. Fraților, am ajuns la sală și vreau să vă spun cum îți dai seama că ești dedicat. Ei bine, este acel moment când realizezi că ești singur în sală. Toată lumea vine luni, toată lumea vine marți, mai puțin vin miercuri, mulți vin joi, dar vineri vin foarte puțin la sală. Vedeți cum este sala, este goală, sunt singur. Dar nu-i nimic, ne-a venit aici să tragem și să ne îndeplinim obiectivul. Fraților, s-a terminat prima săptămână de menținere și m-am gândit să filmez așa câteva lucruri pe care le-am mâncat săptămâna aceasta, câteva antrenamente. Prima dată m-am gândit să filmez mai mult pentru Instagram, pentru Facebook, să pun la story-uri, să pun conținut acolo pe rețelele de socializare. Dacă nu mă urmăriți, urmăriți-mă și pe Instagram și pe Facebook, pentru că acolo postez mult mai des. Și m-am gândit, haideți să facem și un clip, să pun toate filmulețele cap la cap, în ordine cronologică, exact așa cum am obișnuit în seria Otto slăbește, chiar dacă nu mai sunt la slăbit și sunt la menținere, să vă arăt ceea ce mănânc eu la menținere, mă rog, o parte din mese. Am mai mâncat și prostii, am mai scăpat și la niște grătare, la niște mici, la cârnați, am mai scăpat și la cât un hamburger, la o shawarma. În schimb, am fost foarte atent cu dulciurile, am continuat să mănânc miere în fiecare zi, să mă beau siropul meu de pulpă de cătină cu miere, să mănânc păstură, pentru că acestea sunt niște suplimente extraordinare, nu numai pentru sănătate, cât și pentru energie, pentru că au niște carbohidrați foarte buni și foarte folositori, atât pentru sănătate, cât și pentru energie, iar păstura și polenul care se află în api complet și păstura pe care am mâncat-o separat este foarte bogată, adică sunt, polenul și păstura sunt foarte bogate în proteină vegetală de cea mai bună calitate, care conține toți cei 9 aminoacizi esențiali pentru dezvoltarea masei musculare. Oamenii din lumea fitness-ului habar nu au de aceste lucruri, sunt varză, sunt pe lângă, însă eu sunt aici ca să vă demonstrez că se poate, să vă demonstrez cât de bune sunt aceste produse și să vă încurajez să consumați. Și bineînțeles, dacă vreți să mă ajutați, puteți să faceți o comandă de pe site-ul meu www.mieretvo.ro, dar dacă aveți o sursă de încredere, o sursă sigură, puteți să cumprați de oriunde doriți voi. Alegerea este a voastră. Pe lângă asta, am mai consumat batoane proteice. Mi-am cumpărat iarăși, am făcut comandă de 3 boxuri de batoane proteice din acestea barbells. Sunt foarte bune. Astea seamănă ca Snickers-ul. Seamănă cu Snickers-ul la gust. Vreau să văd câte calorii au, pentru că nici nu cred că m-am uitat. Au aici o etichetă. Trebuie să o dezlipim și să citim valorile nutriționale. Deci are 55 de grame și are 204 calorii. Deci tot batonul ăsta are 204 calorii. Bun, haideți să vedem aici la uite, fat. Fat are 8,8 grame, din care grăsimi saturate sunt 3,6.
Nu că m-ar interesa foarte mult, eu consum și grăsimi saturate, chiar dacă nu sunt atât de sănătoase. Mie îmi plac foarte mult grăsimile saturate, acestea de obicei sunt animale și îmi place să mănânc gras, pentru că, nu știu, îmi place foarte mult mâncarea grasă, mai ales acum că vine frigul, a fost mai frig săptămânile acestea, zilele acestea, de fapt, și, nu știu, eu îmi cunosc corpul și știu foarte bine că atunci când vine iarna, mă îngraș, iau în greutate și corpul meu îmi cere mai multă mâncare, mai multe calorii, mai multe grăsimi. Am mâncat undeva la 3.000-4.000 de calorii pe zi în aceste zile, în săptămâna aceasta. Am exagerat foarte mult cu caloriile și, drept dovadă, am luat și în greutate. M-am cântărit la sală, am avut 110 kg față de 106,4 kg cât am avut în ultimul clip din seria Oto slăbește. Am slăbit 40 de kg, dieta fast food. Însă vreau să vă spun că am fost îmbrăcat, deci m-am cântărit îmbrăcat și încălțat cu Adidas-ii, așa că, nu știu, un kilogram să zicem, poate chiar mai mult, hai să zicem decât un kilogram, să nu ziceți că exagerez. Un kilogram l-am avut numai de la haine. Plus de asta, eu când mă cântăresc, mă rog, când mă cântăream în clipurile de duminică din seria Oto slăbește, din seria Transformare Live, eu mă cântăream dimineața pe stomacul gol, după ce mă duceam la toaletă, și chiar în ziua aceea, adică ieri, marți, doamne, joi, pentru că astăzi este vineri, ieri m-am cântărit la sală și aveam 110 kg, însă am mâncat înainte de sală, am fost și am mâncat un hamburger de la McDonald's și o porție de cartofi prăjiți. De fapt, mi se pare că mi-am luat un meniu cu suc din acela mic. Am mai băut și, cred că, jumătate de litru de apă la antrenament până să mă cântăresc, să mă urc pe cântar. Așa că pot spune că încă 1 kg erau de la mâncare. Mâncasem și înainte, până să plec de acasă, pe la ora 11-12 am mâncat ceva, după aia la ora 3 am mâncat meniul acela de la McDonald's și apoi am băut și apă, m-am cântărit, mă rog, mâncat și hidratat destul de bine, pentru că am băut și cafea, ca să am mai consumat și un pahar de cătină, mi se pare, sau apă, sau ceai, sigur am mai băut ceva. Așa că nu este de speriat, 2 kg se justifică din haine și din îmbrăcăminte, adică și din faptul că am mâncat, am consumat foarte multe alimente și foarte multe lichide. Așa că greutatea mea reală este undeva la 108 kg, adică 1,5 kg peste. Practic am luat 1,5 kg săptămâna aceasta, dar la cât am mâncat, eu consider că este destul de ok. Cu siguranță o să mai mă îngraș, v-am zis, pentru că îmi cunosc corpul și iarna îmi cere foarte mult. Foarte multă mâncare, frigul mă face să mănânc mai mult, plus de asta n-am mai făcut cardio deloc, n-am mai mers prin parc, n-am mai mers pe jos pentru că este foarte frig, n-am mai lăsat mașina la mine la bloc, la apartament și m-am dus direct cu mașina la sală, de aici, de la mine, de la țară. Iarăși un lucru foarte important, faptul că am renunțat la cardio, n-am mai ars 300 de calorii, 400 poate, habar n-am câte ard, nu pot să preconizez exact, vă dați seama, dar nu asta e important. Important este că n-am mai făcut câte o oră de cardio pe zi, ceea ce e o schimbare dramatică, ca să zic așa. În fine, dacă mă mențin undeva la 110 kg, să ieșim din iarnă, să începem slăbirea anul viitor de undeva de la 110 kg, eu mă declar super mulțumit. Doamne ajută! Bun, haideți să citim acum restul de ingrediente de pe acest baton, pentru că este un baton extraordinar de bun, este un baton scump, este 9 lei sau 10 lei acest baton. Am cumpărat iar vreo 30 și ceva de batoane, am dat 3 milioane și ceva pe ele. Carbohidrații, să vedem noi, deci batonul ăsta de 55 de grame are 16 grame de carbohidrați, dintre care zahăr 1,5 grame. Este super bine. Nu trebuie să vă fie frică de carbohidrați, fraților, pentru că aceștia îngrașă la fel cât îngrașă proteina. Nu este nicio diferență. Avem nevoie și de carbohidrați. De-aia vă zic, consumați miere, pentru că mierea are niște carbohidrați foarte, foarte buni. Și, efectiv, vă ajută la sănătate, la un stil de viață sănătos. Plus de asta este un supliment, nu este un aliment de bază, nu vă gândiți că vă mâncați 100 de grame și chiar dacă ați mâncat 100 de grame de miere, are decât 315 calorii 100 de grame de miere, față de 100 de grame de unde arahide, care are 650 de calorii.
Deci care îngrașe mai mult până la urmă? Vedeți? Nu este chiar atât de rău. Nu mai vă luați după toți prostăvanii care zic să nu mâncați miere. Plus de asta v-am zis, este un supliment, este un condiment, este ceva, cum să zic eu, ceva care nu-l poți consuma în exces. Corpul nu-și cere să mănânci mai mult, mai mult, mai mult. Mănânci o linguriță, mănânci două lingurițe, te îndulcești atât de tare încât efectiv după aia ai nevoie să bei un ceai, ai nevoie să bei apă foarte multă. Deci nu poți să mănânci așa în cantități mari. Nu mai vă speriați de lucrurile acestea. Astea sunt prostii, sunt aberații, sunt nimicuri. După aia, haideți să vedem fibrele. A, și carbohidrații. Avem nevoie, fraților, de carbohidrați pentru că sursa principală de energie a corpului o reprezintă carbohidrații, nu grăsimile. Noi suntem grăsuți, noi suntem grași. Sau dacă sunteți obezi, cum am fost și eu, fraților, noi avem o grămadă de grăsime în corp. Nu avem nevoie de așa de multă grăsime. Plus de asta, grăsimea are foarte multe calorii, mult mai multe calorii decât carbohidrații. Evitați grăsimile, stați undeva cu grăsimile la 20-30 de grame pe zi, maxim 50. Aveți foarte mare grijă cu grăsimile. Grăsimile se găsesc în orice, și în brânza aia slabă, în brânza cotici. Și aia are, cred că, 2-3 grame de grăsime. Grăsime. Gândiți-vă, mâncați o friptură, mâncați ceva și aia are grăsime. Mâncați un ou, gălbenușul ăla și ăla are grăsime. Deci grăsimea se acumulează foarte, foarte repede. Încercați să nu mai adăugați grăsime peste mâncare, să nu mai adăugați ulei, să evitați prăjelile. Asta este foarte important. Pentru că oricum grăsim, consumăm. Mai zicea un dobitoc prin comentarii, un prostăvan din ăsta, că i-am și șters comentariul, că domne, grăsimile au rolul lor esențial, că trebuie să consumăm grăsimi. Corect, dar n-am zis că nu trebuie să consumăm. Dar, frate, nu pot să recomand cum recomanda Angel Fitness. Dacă n-ați văzut clipul cu Angel Fitness, am făcut două clipuri. Dacă ești gras, le recomanda să mănânci mai multe grăsimi. Dacă ești endomorf. Deci este o aberație totală. Evitați grăsimile, pentru că noi avem suficiente grăsimi în corp. Noi avem nevoie de carbohidrați mai mulți și de proteine. Deci greșeli foarte, foarte mari în fitness și o să continui să fac clipuri despre toți ăștia din industria fitness-ului din România, despre toți youtuberii, nu neapărat din industria fitness-ului, și o să dau cu ei de pământ efectiv. O să-i corectez pe absolut toți. Pentru că mulți habar nu au, mulți folosesc texte, folosesc studii, citesc niște studii, folosesc niște cuvinte din astea foarte pompoase, foarte academice și vă zăpăcesc, vă bag în tot felul de căcaturi, în tot felul de chestii, că revoluționează ei, că au descoperit ei o chestie, că nu știu ce, că nu știu cum. Studiul cu tare spune că aia, spune că aia. Astea sunt niște aberații, sunt niște chichițe, sunt niște prostii. Voi trebuie să fiți atenți să vă faceți antrenamentul, să fiți motivați în fiecare zi, o oră la sală, o oră cardio și să mâncați în puii mei mai puține grăsimi și să fiți în deficit caloric și veți slăbi cu siguranță, vă garantez. Nu trebuie să vă înfometați, nu trebuie să fiți tâmpiți și să mâncați multe grăsimi, pentru că altfel vă sabotați singuri. Deci nu contează nici ora la care mâncați, toate căcaturile astea sunt prostii, sunt aberații. Și o să mă focusez lunile acestea de iarnă să mă uit peste clipuri, să caut clipuri, să mă uit, să-i analizez pe toți și să îi corectez pe absolut toți, pentru că foarte mulți habar nu au ce vorbesc. Bun, haideți să continuăm aici. Fibre are 3 grame de fibre și proteine 20 de grame și sare 0,09 grame. Deci este un baton foarte, foarte bun. Uitați, se vede și voi, mă rog, nu știu dacă se vede. Aș vrea să-mi schimb și telefonul ăsta. Are așa o expunere foarte mare și nu-mi place, nu se vede foarte bine cu camera asta frontală, deși are 24 de megapixeli. Aș vrea să-mi iau un S10 Plus, dar să vedem, voi vedea. Deocamdată nu mi se pare prioritară chestia asta pentru că o să o las mai moale așa cu clipurile acestea. O să filmez clipurile celelalte din seria Greșeli în Fitness sau dacă o să mănânc ceva și o să mai facem cât un mukbang, o să filmez cu camera mea de filmat, nu o să filmez cu telefonul cum fac acum. Bine, nici nu știu de ce nu folosesc camera acum și folosesc telefonul, sincer să fiu. Am vrut să fac așa o încheiere a acestui clip pentru că astăzi este vineri noapte, este ora 2. Și mă gândeam să pun mâine clipul, dar s-ar putea să-l pun duminică chiar, să vedem. Nu uitați să mă urmăriți pentru că o să scot foarte multe clipuri și o să vedeți câte greșeli au oamenii din industria fitness-ului, oamenii deștepți ai internetului, ai YouTube-ului din România, oameni care au zeci de mii de abonați, fraților, și
Sunt convins că o să apară o grămadă de hateri, o grămadă de fani de-ai lor, de susținători care o să mă înjure, care o să nu o să-mi dea dreptate, însă nu o să mă las intimidat de absolut nimeni, fraților. O să dau de pământ cu toată lumea, fără frică, mă iau la trântă cu absolut oricine, fraților. Ursul vostru o să vă arate exact cum stă treaba, o să vă spună cum stă treaba și o să vă arate exact toate greșelile pe care acești oameni le-au avut de cursul timpului. Și să vedeți cum au crescut pe informații false, iar cei care mă vor înjura o să primească direct bloc, nu mai stau la discuții cu nimeni și aștept aici pe canalul meu să se aboneze doar oameni inteligenți, oameni care înțeleg despre ce e vorba și oameni care chiar vor să facă o schimbare. Eu nu vreau să sabotez pe nimeni, nu vreau să vă vând niciun program de slăbit, nu vreau să mă angajați ca antrenor de fitness, în primul rând pentru că prețul meu este foarte, foarte mare, este de 1000 de lei pe lună și în al doilea rând cu banii aceia îi puteți folosi cu totul altceva, puteți să-i folosiți pe alimentație, pe hrană, pe facturi. Chiar vă încurajez să nu mă angajați. Și în al treilea rând, aveți aici pe canal, fraților, tot ce aveți nevoie. Toate informațiile le aveți gratis. Puteți să-mi lăsați comentarii, să mă întrebați dacă aveți nelămuriri. Vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere tuturor. Nu cum fac toți fitnessiștii ăștia care nici nu vă mai bagă în seamă. Au făcut 50-60 de mii de abonați, 100 de mii, 200 de mii de abonați și nu mai răspund la nimeni, la niciunul. Eu întotdeauna o să vă răspund la comentarii și o să vă ajut. Fără niciun ban, nu o să bag nici reclame pe acest canal, nu o să-l monetizez ca să nu aveți reclame din acelea idiote, cum fac ceilalți, să mai ia bani și de acolo, de pe timpul vostru, să vă pierdeți timpul cu reclame și ei să primească bani. Așa că vă încurajez să vă uitați, să vă abonați și să vă uitați la clipurile mele, pentru că o să vedeți, oamenii care se uită la mine sunt mult mai deștepți, nivelul de cunoștințe le-a crescut foarte mult în ceea ce privește slăbitul și masa musculară și au luat cea mai șmecheră motivație din toată lumea asta, din toată România, de pe tot YouTube-ul, aici este cea mai șmecheră motivație pe canalul meu, pentru că eu am dovedit, am slăbit 40 de kg și o să mai slăbesc 10 kg la anul și o să fie 50 de kg slăbite, o să vedeți. Eu vă spun exact cum stau lucrurile pe față, nu vă aburesc cu tot felul de studii, cu tot felul de tâmpenii. Alții n-au demonstrat nici măcar jumătate cât am demonstrat eu, habar nu au. Ce se mănâncă treaba asta, fraților, efectiv? Eu vorbesc pe limba voastră, vorbesc ca un om normal, nu vă bag studii pe gât, nu vă bag cuvinte științifice, pompoase, academice, nu vă aburesc cu absolut nimic și voi o să fiți mult mai informați, o să aveți informații de calitate, o să știți foarte multe lucruri după ce vă uitați la clipurile mele în ceea ce privește slăbitul și masa musculară și motivația și nu o spun eu, fraților, o spun oamenii din comentarii pe care îi ajut, cărora le răspund și le explic cum stă treaba și le explic acolo unde nu au înțeles. Așa că eu vreau să vă mulțumesc de acum tuturor care vă abonați și tuturor care îmi lăsați comentarii și îmi lăsați like-uri la clipuri pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube și clipurile mele să fie împinse, să fie recomandate de către YouTube și altor persoane și aceștia să mă urmărească și ei, să înceapă să mă urmărească, să mă descopere și să-și ia cea mai tare motivație, să învețe o grămadă de lucruri de la mine și să înceapă și ei să facă o schimbare, fraților, să fie mai sănătoși, să fie mai musculoși și să ajungă la cea mai bună formă a lor și să devină urși, fraților, exact ca și mine, exact ca și voi, care ați reușit, care v-ați motivat și care v-ați transformat corpul. Așa că, urșii mei, vă salut, eu sunt Otto, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Până data viitoare, vă pupați! Speranța cutia Pandorei, muzica se pare că are nevoie de chei. Atâtea ori sunt prin Matrix, zinforitorul de chei, sunt liber. Am 4 și 1 pe zaruri, sunt liber. Strălucesc, n-am nevoie de faruri, sunt liber. Simt liniștea printre faruri, sunt liber. Am 4 și 1 pe zaruri.